scandal la Facebook cu Sorana Cârstea. Dacă echipa vrea să bat din palme, bat din palme. Sorana Cârstea, a doua jucătoare a român cel mai bine clasat, a declarat ce s-a subliniere că se joace în întâlnirea cu Elveția, dar respect decizia capitanului Florin Secărceanu de a o nominaliza la simplu pe Irina Begum, alături de Simona Halep. Normal, mea subliniere teptam să joc, aceasta era prima idee, având în vedere ce eram a doua, însă tot timpul am spus-o, capitanul decide. Am venit la Fed Cup, nu a contat ce am fost prima, a doua, a patra. Atât timp cât am fost sănătoasă, m-am prezentat sublinierei, m-am pus la dispoziția capitanului sublinierei, la dispoziția echipei. Sunt aici pentru ce are nevoie echipa. Dacă vrea să joc simplu, joc simplu, dacă vrea să joc dublu, joc dublu, dacă vrea să bat din palme, bat din palme. Sunt aici pentru ce are nevoie echipa sublinierei România, a declarat Cârstea, într-o conferință de presă, conform newsro. Secărceanu a explicat ce a preferat-o pe Begu deoarece este mai bun pe zgur. A fost o decizie dificilă, este un raționament din punct de vedere tactic puțin, poate sublinierei din punct de vedere al jocului. Personal, în momentul acesta, cred că acest teren e puțin mai bun pentru Irina, pentru stilul ei de joc sublinierei la fel din punct de vedere tactic. Noi trebuie să pregătim sublinierei meciul foarte serios. Nu ne gândim ce o să subliniere tigme primele 3 puncte, ne gândim să abordme toate cele 5 meciuri cu seriozitate sublinierei, bineînțeles, în cazul în care va fi nevoie sublinierei de un meci decisiv la dublu. Dublul principal este format din Irina sublinierei Simona, a afirmat el. Într-un interviu acordat Digi Sport, liderul echipei României, Simona Halep, a declarat că Irina Begu are un joc complet pe zgur. Nu subliniere tiu cum o ia fiecare, însă Irina are un joc complet pe zgur sublinierei. Domnul Secărceanu cu siguranță s-a gândit la acest lucru, a analizat toate momentele din această săptămână, din ace subliniere tiani subliniere ia subliniere a considerat dumnealui, el a luat decizia. Eu sper să fie o decizie bună, se că subliniere tigme ambele meciuri sunt te subliniere ia apoi o să fie bine, a spus ea. Capitanul nejuctor Florin Secărceanu a nominalizat-o pe Irina Begum, locul 38, pentru meciurile de simplu ale întâlnirii România-Elveția, contând pentru barajul de promovare / menținere în grupa mondială a Cupei Federației, de subliniere I Sorana Cârstea, locul 34 VTA, este numărul 2 român, conform clasamentului VTA. Conform deciziei lui Secărceanu, Simona Halep sublinierei Irina Begu ar urma să joace sublinierei la dublu, însă perechile pot fi schimbate până la ora meciului de duminică. Simona Halep, locul 1 VTA, sublinierei Victorija Golubic, locul 115 VTA, se vor întâlni, sâmbătă, de la ora 1300, în sala polivalent din Cluj-Napoca. În primul meci al întâlnirii România-Elveția.
ele nu au mai evoluat una împotriva celeilalte până în prezent. Acest partid va fi urmat de meciul dintre Irina Begum, locul 38, subliniere Itimea Baksinski, locul 46. Scorul întâlnirilor directe este 2-2, dar nu au mai jucat din 2014. Duminic, partidele se vor desubliniere ora după următorul program, începând cu ora 1200. Simona Halep, Timea Baksinski, 3-1 în întâlnirile directe. Irina Begum, Victorija Golubic, 2-0. Irina Begum / Simona Halep, Fatih Schneider / Hilton Ichman. Echipa care câsubliniere tiga această întâlnire va juca din sezonul viitor în prima grup mondială a Fed Cup Bibene pe Paribas.